Salut! Suntem în data de 1 septembrie și este momentul prielnic pentru a începe lucrările de dirijare a pomilor. Astăzi vreau să vă arăt cum pregătesc eu forma de conducere a pomilor sub formă de palmetă. Am câțiva meri tineri pe care vreau să le dirijez coroana sub formă de palmetă pentru a forma o perdea de vegetație, o perdea verde în partea de la drum. Așa că vă invit să mă urmăriți, să facem împreună această operațiune. Acum este perioada optimă pentru a dirija pomișorii în ce formă constructivă dorim pentru coroana lor. Eu am ales pentru câțiva dintre ei forma de orientare palmetă. Haideți să vedem cum pregătim un astfel de pomișor pentru dirijarea sub formă de palmetă. Pasul 1, ne alegem pomișorul pe care îl vom dirija. Pasul 2, fixăm tutorele pe care vom prinde pomișorul nostru cel tânăr. Și acum luăm pomul, mărul în cazul nostru, și îl aplicăm pe tutorele pe care le-am pregătit pentru fixare. Urmează legarea acestuia de tutore. Lucrarea este finalizată. Am fixat noul nostru pomișor de tutore cu ață, în cazul meu în 3 locuri, pentru o fixare cât mai bună. Acum, la primăvară, vor crește lăstari verticali. Acești lăstari vor forma palmeta noastră ca formă de orientare. Haideți să vă arăt și alți pomișori pe care i-am pregătit deja. Aici mai avem încă un măr care are trunchiul cu o înălțime de 70-80 de centimetri și două brațe câte 30-40 de centimetri. Și aici încă unul. Formăm coroană palmetă dintr-un lăstar crescut din trunchiul mărului bătrân. Această formă de conducere a tulpinii pomilor fructiferi, tip palmetă, se pretează foarte bine în locurile unde dorim să acoperim o suprafață, un gard și unde nu dorim ca pomul să se dezvolte foarte mult pe verticală. Așa cum se vede, eu am ales această formă pentru pomișorii aflați în partea dinspre drum, paralel cu gardul. Este o formă ușoară, de înălțime redusă, care poate fi mult mai bine administrată, pregătită, tratată și cu fructe mai puține, dar mai mari.